găsit la Clubul de Poezie. Astăzi o să-l cunoaștem pe Ioan Flora. S-a născut pe 20 decembrie 1950 și a decedat pe 3 februarie în anul 2005. A fost un om de cultură, educator, filolog, poet, pedagog și traducător român originar din Serbia. Ioan Flora a studiat la București și a locuit aici din 1993, fiind tatăl actriței Ioana Flora. Este înmormântat în cimitirul Belu din București. A debutat cu poemul Des în pagina culturală a ziarului Libertatea, singurul ziar de limbă română din Serbia, care apărea la Pančevo, Novi Sad. Cartea sa de debut în poezie, intitulată Valsuri, a fost publicată de editura ziarului Libertatea în Pančeva în 1970. În chip de baladă, de Ioan Flora. Ridicarăm trunchiuri aducerilor aminte, cenușiul în îndrăzneala lui îndepărtându-l. Se înălțase marea și rămase neclintită și se limpezi glasul privighetorii. Și răsăriră din seva plantelor tablouri tremurânde și alergară fetele în urma lor și înmuguriră în ele câmpul și odihna. Începură să bată singurătățile dinspre miezul nopții în noi, și el se răsuci ca o clepsidră. El își despică ramurile uscate și iscă lumină și vânturile se aplecară ca un scut peste oraș. Și a fost noaptea fior al desfătărilor, așa cum se cuvine.